Un primar trebuie să respecte oamenii ca să poată să fie și el respectat. Un primar trebuie să știe ce trebuie făcut pentru oameni într-o comunitate. Un primar trebuie să știe să gestioneze resursele, să asigure realizarea priorităților. Un primar trebuie să fie foarte aproape de oameni și să fie cunoscut de oameni. Pavel Badea, un sportiv foarte cunoscut, local, un care poate să facă ceva pentru Craiova, pentru Craioveni, pentru noi toți. Domnul Bade. Doamna președintă Gordiu, domnul președinte Grab, Blaga, doamnelor, domnilor. O să încep un pic atipic discursul. Am aici în mână un pliant din campania din 2012 al doamnei Lia Olguța Vasilescu. Printre proiectele pe care dânsa le-a promis traiomenilor. O să vă citesc doar primele patru. 20.000 de noi locuri de muncă. Craioveni, sunteți aici, simțiți că s-au făcut 20.000 de noi locuri de muncă? 4.000 de noi locuințe în 4 ani. Avem noi 4.000 de noi locuințe în acești ani făcuți de doamna Vasilescu? Mă întreabă prietenii, familia, pentru ce am intrat în această competiție? Pentru că voi fi jignit, voi fi umilit, voi fi atacat de oameni care nu mă cunosc, care nu împărtășesc aceeași misiune cu Partidul Național Liberal. Întrebarea pe care mi-am pus-o și eu, singurul răspuns viabil a fost că îmi pasă. Îmi pasă ce se întâmplă cu Craiova. Săptămâna trecută, doamna Lia Olguța Vasilescu a fost întrebată de către un ziarist la o conferință de presă dacă are interese imobiliare în Craiova. Răspunsul dânsei a fost: nu am nici casă, nici teren în Craiova. Este trist. Primarul Craiovei nu are o casă în Craiova. Domnilor, am casă, am afaceri în Craiova, am familia, am toți prietenii. Nu mi-este indiferent ce se întâmplă în acest oraș. Trecutul, prezent, viitorul meu este legat de acest oraș. A fi primar al Craiovei pentru mine nu înseamnă a bifa o funcție politico-administrativă pentru eventual a merge la un post când nu la București. Nu. Pentru mine a fi primar al Craiovei înseamnă în primul rând a putea să implementez o anumită viziune despre dezvoltarea acestui oraș. Am trăit 10 ani în străinătate. Am trăit în Tokyo, în Seul, în Lausanne, mari metropole ale lumii. Pot să fac diferența între a trăi într-o țară dezvoltată, într-un oraș dezvoltat, cu o infrastructură dezvoltată. Și noi, Craiova, suntem o capitală. Suntem capitala Olteniei. Dar suntem departe de ceea ce noi așteptăm de la acest oraș pentru a avea un trai decent, pentru a avea o infrastructură decentă. Văd acum prin oraș și probabil că ați văzut și dumneavoastră panouri mari publicitare. Acordăm 17.000 de ajutoare sociale craiovenilor. Eu niciodată n-aș face public acest lucru. Asta arată cât de rău stăm din punct de vedere economic. Cât de rău este în această zonă nouă, craiovenilor. Avem un grad ridicat de șomaj de peste 10%. Orașe mari, la fel ca al nostru, Timișoara, Cluj, Arad, Sibiu, au sub 2% grad de șomaj. De ce la ei se poate și la nu se poate? Pentru că ei au implementat măsuri economice
ce au dus la creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Au atras investitorii. Am fost sportiv de performanță. Am făcut parte din echipă. Știu ce înseamnă să joci într-o echipă. Este extrem de important ca toți cei care joacă într-o echipă să tragă în aceeași direcție. Și asta este valabil și pentru comunele din județ și pentru Craiova. Dacă nu vom trage toți în aceeași direcție, la anul, o să avem surpriză negativă să mai stăm încă 4 ani în opoziție. Și o să ne plângem că nu suntem în stare să implementăm la nivel de comunități decizii care să fie aproape de sufletul nostru al liberalilor. Închei prin a vă ura Crăciun fericit. La mulți ani! Să fiți la